dacă deschideți și cărțile Rilke, o să vedeți că e poezie acolo. La fel cum dacă deschideți a, nu mai știu, 6-a, 7-a, 8-a carte de poezie a domnului Anghelescu, o să vedeți că și acolo e poezie. Și pentru că, așa cum spunea domnul Daniel Seanache, e mai bine să gustăm decât să vorbim despre poezie, pentru că ar fi absurd să facem drumul invers. Poetul s-a chinuit să scoate din, să zic așa, vorbirea asta uneori fără sfârșit și fără noimă, să adune, să sintetizeze, să aglutineze cât mai mult, știu eu, sens, metaforă și figuri de stil. Și noi acum încercăm să o descompunem înapoi, ar fi păcat. Poate e bine să o invităm pe Emilia să ne citească câteva din poeziile ei, după care vom face un duet cu domnul Dan Anghelescu și când ne săturăm de poezie, trecem la proză. Trecem la roman. Noroiul greu al prozei. Așa, noroiul greu al prozei. Trecem la jurnalul Mihai Albori din America, ediția a doua, adăugită și și o ediție a treia, înțeleg, pentru că înțeleg că mai merge în America și de câte ori merge, scrie. Și chiar dacă nu merge, tot scrie. Și romanul Oh, ridică vrăvă, tradus de Emilia Ivancu. Te aș lăsa pe tine să-i pronunț numele. Ankara. Ankara. Așa, un zi spre H. Așa. Și avem și câteva imagini din locurile în care vine cartea. Ce rugăm să citești ceva? Ce vrei? Înainte de toate, mă bucur că ne aflăm în acest spațiu care ne-a produs de la început o stare de bine și mulțumim pentru găsuire. Mulțumesc mult domnului Cristian Enache pentru prezent. Și pot să confirm cele spuse. Înainte de a vă alege un text, două, trei, aș spune că pentru mine poezia este o formă de sănătate. L-am auzit nu de mult pe sociologul francez, Serge Moscovici, deci cred că bine mai duc aminte numele lui, spunea într-un interviu, referindu-se la știință, cum că știința nu poate salva omenirea, dar îi poate ajuta pe oameni să se salveze ei singuri. Și în secunda următoare am înlocuit știința cu poezia, că de fapt acesta ar fi crezul meu. Și pornind de la ideea cum că poezia nu poate salva omenirea, dar poate să-i ajute pe oameni să se salveze ei înșiși. Am să vă citesc câteva versuri. Oarece. Dacă tot vorbim despre spații pe care le-am trăit într-un anume fel, voi începe cu texte care l-am scris nu în Țara Galilor, dar în Armenia. Și el se numește Poem scrisoare către muntele Ararat. Anul acesta este un centenar de la genocidul împotriva armenilor. De aceea s-a citat cu acest text. Și ca motto e un fragment din Cartea șoaptă. Pe care am citit-o ca pe un fel de ghid în momentul în care eram în Armenia, așa s-a numărit. Am visat că mi-ai scris un poem. Un poem despre două femei din Armenia. Două femei din lungul convoi de ființe albastre ce și-au lăsat în deșert părul lor cel lung și negru ca un mare.
umbra nălucă pentru a reveghea copiii nealăptați de nimeni sub soare și bărbații sfâșiați de vânturi și neîngropați de nimeni. Mi-ai scris despre plânsetul lor cel fără de casă, ca un urmă pe valuri, când furtuna nu vrea să adoarmă. Mi-ai scris și despre muntele Ararat, unde zboară numai vulturii albi, cei negri murind în blestemul pământului, atunci când colinele și văile i-au fost inundate de sânge tânăr, precum Roma de dimineață. Mi-ai scris și despre toate suferințele pe care oamenii le zâmbesc atunci când nu se lasă întuțiți spre ură. Despre cum putem muri de atâtea ori în viață, să nu înrobăm pe nimeni în morțile noastre, acestea fiind numai între noi și Dumnezeu. Mi-ai scris și că îmi vei trimite zeii să mă ridice atunci când voi cădea, în drumul meu către vârful muntelui Ararat. Și că vulturii cei albi îmi vor vindeca rănile de pe genunchi și brațe. Și atunci când m-am trezit din somnul meu, nu am mai fost eu, ci o umbră a tuturor femeilor armene din deșert, ale căror răni nimeni nu le-a vindecat, pe ai căror copii nimeni nu i-a alăptat și pe ai căror bărbați nimeni nu i-a alăptat. Și de atunci tot aștept pe vârful de munte semnul zeilor tăi și zborul. Pe drum să pornești spre insula cu sfinții pe care nu îi găsești nici în calendar, nici în slujbele de duminică, dar ale căror cuvinte respiră sub mare. Drumul ce duce înainte nu duce întotdeauna și înapoi. Pagina pe care o citești azi poate fi citită însă și mâine. Ceea ce astăzi vei tăcea, mâine va rodi pe crengile copacilor pe care îl întâlnești în fiecare zi. Ceea ce ieri ai rostit, astăzi va fi mult de mult. Nimic din ce vei dori să găsești în alții nu vei găsi decât în tine, iar ce ieri vei fi dăruit, mâine va adormi cu umbră rușinată. Lucrurile vin la noi pe tăcut, dacă le chemăm în vis. Se vor opune însă de le vom lega în lanțuri și se vor zbate să dărâme toate cuvintele făcute grămadă în tunet, în fulger și foc. Să le cânți, să le cânți despre peregrini și izvoare albastre, să le cânți despre sfințenia culorilor mării care se schimbă pe tăcută. Să le cânți despre sfințenia muntelui care nu strigă cum că păsările toamna l-au părăsit. Să le cânți despre sfinții care dorm adânc sub ape și atunci poate drumul ce duce înainte va duce cumva și înapoi. Și dintre toate lucrurile sfinte le vei alege pe drumul tău de om pe cele ce se schimbă precum culorile mării, pe cele care revin mereu,
primăvară, mereu în stolul vii, mișcătoare, dar niciodată. Imaginile, de fapt, uneori obsesii până când se taște multe perfecție. Deci, efectul a fost acesta improvizionare. Cel care pleacă nu e niciodată același care se întoarce. Pariul este să rămâi bun atunci când răul te înconjoară. Deși jocul se sfârșește întotdeauna în lacrimi, lacrimile să te șlefuiască precum sunt șlefuite ca o piatră să devii, după ce au spălat o mii de valuri sărate, după ce te-au spălat mii de lacrimi sărate. Pasărea va zbura mereu către cer, iar râul va curge mereu spre mare. Și totuși, cel care pleacă nu e niciodată cel care se întoarce. Însă e ceva ce nici el nu știe, nici cel ce rămâne nu rămâne. Pariul e să nu devii rău atunci când răul te înconjoară. Pariul e să devii fiat în cenușă. Cenușa să o lași lemnelor, cărbunilor și păsărilor Phoenix. Pasăre să fii, dar să nu vrei să devii Phoenix. Phoenixul își dorește focul, nu apa, și focul duce la cenușă. Râu să devii, dar să nu fii spumă de val, căci spuma de val nu ea se risipește de dragul frumuseții, ea se risipește de dragul mânului, la care visează de când pornește din izvorul meu. Piatră să fii, șlefuită de valuri de lacrimi.